Agenția pentru Plăți și Intervenție în Agricultură anunță faptul că a fost publicată hotărârea de guvern care reglementează cadrul general privind desfășurarea programului apicol național 2017-2019. Față de perioada anterioară, noul act legislativ aduce o modificare în ceea ce privește acordarea ajutoarelor financiare, anunță autoritățile locale. Anume, apicultorii vor trebui să depună documentația în vederea obținerii sprijinului bănesc individual, nu prin intermediul asociațiilor apicole din care fac parte, așa cum se întâmpla până acum. Este o modificare, să spunem, din punct de vedere al beneficiarilor, comparativ cu anii anteriori, în sensul că beneficiarii sunt persoanele fizice, persoanele juridice, IMM-urile, adică PFA, întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, și ca și forme asociative, doar cooperativele agricole recunoscute și înregistrate. Până pe 15 august, termenul limită de depunere a cererilor la APIA sunt așteptați în jur de 1200 de apicultori. Sprijinul financiar se acordă pentru o serie de lucrări specifice, printre ele și cele privind combaterea unor dăunători. Există o valoare alocată pentru fiecare an în parte și se acordă ca și în anii anteriori pentru combaterea unor dăunători și boli, pentru achiziții inclusiv de materiale, o parte din materialele de procesare, și în cazul cooperativelor agricole doar pentru măsuri de asistență tehnică acordată apicultorilor membri ai cooperativei respective. Dacă în acest an vor beneficia de sprijin financiar pentru lucrările specifice, apicultorii nu vor avea parte de despăgubiri ca urmare a pierderilor pe care le-au suferit anul trecut, în urma condițiilor meteo și a stricăciunilor pe care dăunătorii le-au adus stupilor. Reprezentanții APIA au dezvăluit faptul că la nivel de minister s-a discutat despre o procedură privind despăgubirea apicultorilor, însă deocamdată nu a fost stabilită nicio compensare.